Bună! Bine ai venit în bucătăria mea! Astăzi o să pregătesc o altă rețetă simplă, gustoasă, ușor de făcut și cu ingrediente accesibile. Voi face o salată de post din fasole, boabe și ceapă. E o salată foarte gustoasă și sățioasă, care poate fi consumată fie ca fel principal, fie pe post de garnitură. De regulă o prepar cu ceapă roșie, dar fix înainte de a mă apuca de filmat, mi-am dat seama că nu mai am deloc ceapă în bucătărie. Am cumpărat la magazinul de lângă bloc și am găsit doar ceapă albă. Bine, era și ceapă roșie, dar nu era românească și nu am vrut să o cumpăr. Ingredientele de care am nevoie sunt următoarele. 200 de grame fasole boabe. Fasolea a fost cântărită înainte de a o fierbe. 3 lingurițe ulei de măsline presat la rece. 4 lingurițe oțet de mere. 1 linguriță zatar. Zatarul este un amestec de condimente care conține de regulă cimbru, susan, sumac, oregano și sare. Mixul de condimente diferă puțin în funcție de tona în care este preparat. Dacă nu ai zatar, poți folosi doar cimbru mărunțit. 1/2 de linguriță sare. O ceapă medie tăiată mărunt sau soldișori, în funcție de preferința fiecăruia. Amestec mai întâi într-un bol zatarul, sarea, uleiul, oțetul. Adaug ceapa și la final fasolea fiertă. Amestec bine totul și gata salata! O să o mut într-un bol drăguț. Nu-mi place să o mănânc din bolul în care am amestecat ingredientele. Cum ți se pare rețeta? O vei încerca? Dacă ți-a plăcut acest clip, m-aș bucura foarte mult să dai un like și un share. Ca să fii la curent cu tot ce urmează să postez, te invit să te abonezi, dacă n-ai făcut-o deja, și să apeși pe clopoțel pentru a activa notificările. Pe data viitoare! Pa, pa!